Așa să zbor prin lasele fără să mă opresc. În drumul meu prin viață să reușesc. Nu-ți vor pe goale când îți spun ți-l iubesc. Hai strigă tare! Și ai cântat cu ea pe scenă? Știu, nu? Am cântat cu ea! Ai făcut duet cu Ina aici? Normal! Mamă, n-am păi fost atât... Păi două vedete, nu? Nu cred mai cânta cu Ina, mă! Păi da! Frate, incredibil câte lucruri se întâmplă frumoase în seara asta, mă, știu, nene! Foarte frumoase! Foarte frumoase, bravo! Păi de-aia e finala Vocea României Junior aici! Aplauze pentru Ina încă o dată! Aplauze! Aplauze! Olivia! Andra, ți-au plăcut fetele? Mi-au plăcut foarte mult, energie foarte bună, tot momentul ăsta colorat. Ina, felicitări, i-ai dat din energia ta bună. Și acum, dacă îmi permiți, mie mi se pare că Olivia este ca o soră pentru Ina, nu? Și mi se pare că și seamănă așa puțin. Foarte bine, foarte frumos momentul, felicitări, Olivia, Ina, bravo, fetelor. Fain, fain. Marius Moga. Da, mi-ai plăcut și tu, și tu. Mulțumesc! Mulțumesc, subim! A fost super energie. Acum m-am prins că e o corelație între costumul tău de cosmonaut și costumul ei de... Poate. Ați arătat foarte bine împreună și a sunat foarte bine și vesel, așa a fost. Mulțumim din suflet! Bravo, Olivia! Mulțumim frumos! Vă mulțumim din suflet tuturor! Ina, ești bine? A ieșit? Da, sunt bine, doar că încă sunt emoționată.
Te cred, te cred. Nu mi se întâmplă de multe ori să cânt pe scenă la Vocea Luminii Junior, așa că... Doamne și domnule, Olivia Alexandru, cu aplauze pentru ea! Mulțumesc!